Salut, mâna distinsă domnițe. Am onoarea să vă salut, stimați conaționali. Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Valori Euroatlantice. De data aceasta, pe un subiect care pare de istorie, dar care și e de o actualitate tulburătoare și azi. Bătălia pentru România. Sigur că emisiunea este focalizată pe evenimentele anului 1944 și voi avea plăcerea să am un interlocutor de excepție, o voce pe care ați putut să o auziți și la televiziunea publică. Redactorul șef al săptămânilor armate, este vorba de observatorul militar, colonelul doctor istoric și publicist Florin Șperila. Bine ați revenit la 6 TV. Bine v-am găsit, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Înainte de a vă prezenta prima imagine, aș vrea să fac o mențiune. Cât de actuală este bătălia pentru România? E o interogație la care nu m-aș pripi cu un răspuns, dar aș semnala că în săptămâna aceasta, în condițiile în care România este parte a NATO, a apărut peste ocean, în publicația Interesul Național, un foarte interesant studiu a unui profesor german, este vorba de Christian Hacke, care a spus că în condițiile în care Statele Unite ale Americii amenință cu retragerea protecției Germaniei în cadrul NATO, este timpul ca Germania, cea care a declanșat primul și al doilea război mondial, să treacă la dotarea sa cu arma nucleară. O afirmație care ne invită la reflexie, la îngândurare și care ne determină să rememorăm evenimentele anului 1944 dintr-o altă perspectivă. Nu de alta, dar avem pe ecran acum o fotografie de epocă, o cunoașteți. Și o să vă rog, colegii din redacție, să o puneți pe ecran. Este vorba de întâlnirea celor trei reprezentanți ai puterilor din acel moment. Este vorba de Stalin, dictatorul Uniunii Sovietice, de președintele Roosevelt și de premierul Winston Churchill. Întâlnirea lor în capitala Iranului, în mod paradoxal, Teheranul astăzi este ținta unei atenții aparte din partea Casei Albe, a fost un loc în care s-a trasat, dacă vreți, folosind o terminologie actuală, foaia de parcurs a anului 1944. Cum analizați și cum considerați că a avut o relevanță această întâlnire dintre cei trei, domnule colonel dr. Florin Șperle? Bun, toate întâlnirile, căci nu este doar aceasta, toate întâlnirile pe parcursul războiului, a spus foarte corect, până la urmă generează foi de parcurs. Este pentru noi 43 Tehran, poate nu atât de importantă, sigur este, mai ales în condițiile în care se decide, de pildă, că fiecare dintre cei care participă de partea cealaltă a baricadei, să spunem, vor capitula necondiționat. Adică această decizie a unei capitulări necondiționate părea, de pildă, în cazul nostru, să luăm cazul nostru pentru 20 august 44, orice fel de încheiere a unui armistițiu aproape imposibilă. Dar nu asta este foarte important, că dovadă că până la urmă s-a încheiat, sigur, la anumite condiții pe care noi le vom discuta. Ceea ce e important pentru noi, dincolo de întâlnirile acestea, este mai degrabă parcursul românesc în cadrul războiului și mai ales un lucru asupra căruia eu insist de fiecare dată, pentru că trebuie să stabilim foarte clar, vorbeați aici de un analist german, sigur că și astăzi nu doar unii istorici germani, dar mai ales istoricii ruși. Da, el a publicat articolul pe data de 12 august. Da, nu, dar spuneam că nu astăzi, mai ales, repet, istoricii ruși, dar și unii istorici germani, ne reproșează această istoricii germani care discută din perspectiva critică a Germaniei naziste. Ne reproșează această alăturare în iunie 1941 în ceea ce înseamnă operațiunea Barbarossa. Ne reproșează și primul război mondial. Ne reproșează mai puțin primul război mondial nou, pentru că până la urmă, sigur, inclusiv după momentul Mărăș-Mărășești-Oituz 1917, România e o țară care semnează un tratat de pace. Tratat de pace, puterile centrale și corect, deci puterile centrale. Dar care am discutat cu ofițeri germani, vă spun că percepția lor actuală, ofițerii actuali din Bundeswehr, consideră că de două ori România a trădat Germania.
Bun, nu putea să, în primul război mondial, din punctul meu de vedere cel puțin, nu putea să trădeze. A fost o țară care, în ciuda efortului militar admirabil, nu, la Mărăș, Mărășești, Oituza, am și discutat noi aici, România a fost o țară scoasă din război în baza armistițiului de la Focșani și apoi a tratatului de pace de la București-Buftea. Ori, din punctul acesta de vedere, nu aveam niciun fel de problemă în a trăda sau, ba, dacă vreți, aici pot să adaug așa o notă de umor, o parte din memoriile militarilor care s-au aflat în Muntenia, deci în partea de sud ocupată imediat după decembrie 1916 de trupele lui Mackensen, deveniseră așa ușor, ca să folosesc un termen elegant, ușor molatece și se cam dedau la tot soiul de acțiuni prin baruri, prin tot soiul de alte stabilimente bucureștene mai ales. Adică se adaptau unor realități da, foarte balcanice și plăcute. Motiv pentru care Mackenzie la un dat are o intervenție foarte precisă, un ordin în care le spune, nu uitați, suntem aici într-o țară în care avem niște obligații militare, și încearcă să revigoreze, dacă vreți, acest spirit de disciplină. Și m-a amuzat lucrul acesta, apropo de felul în care trupele acestea, nu, care iată, totuși trecuseră Carpații în condiții dificile, învinseseră pe români, ocupaseră câmpia Munteniei, acum erau aici stăpâne pe teritoriu ocupat și dintr-o dată părea că se încheiase războiul pentru ei și deveniseră așa ușor mai vreau să vedem întorc... o dată, o secundă, da, mai vreau să văd o dată această imagine cu sprijinul colegilor. Deci avem un Stalin optimist, zâmbitor, el era cel care aducea marea umană. Este o sintagmă care aparține generalilor chinezi, folosită după ce au avut conflictul cu trupele vietnameze, un conflict în anii socialismului. La mijloc este cel care a oferit sprijin economic masiv și a cărui determinare pe plan militar a dus la schimbarea sorții războiului în favoarea puterilor opuse Germaniei naziste. Iar în dreapta avem pe Winston Churchill simbolul rezistenței insulare, dar a rezistenței europene împotriva dictaturii naziste. Cum au reușit acești trei lideri cu ținte diferite să accepte să fie împreună într-o coaliție care ulterior știm ce evoluție a avut. Da, doar două minute să-mi îngădui să închei ideea pe care o începusem, și anume că România, și trebuie precizat acest lucru foarte clar, a intrat în al doilea război mondial cu două obiective precise pe care Antonescu le-a avut, și anume eliberarea Basarabiei, a Bucovinei de Noi și a Ținutului Herța ocupate de Uniunea Sovietică în urma ultimatumului sovietice în iunie 1940. Ținuturi ocupate și de alții astăzi. Corect, și de asemenea spera ca printr-o colaborare loială cu Germania nazistă, cu Hitler, să poată anula efectele dictatului de la Viena. Ceea ce a și obținut în 23 martie 1944, într-o discuție confidențială cu Hitler. Hitler i-a mărturisit că nu se mai simte legat de acordul de arbitraj din august 40 de la Viena, așa încât să spunem, deși sigur nu mai era operabil, n-a mai fost operabil după 23 august 44, dar în martie 44, deci cu câteva luni înainte de actul din august 44, Hitler îi spune lui Antonescu acest lucru, și anume că nu se mai simte legat de acordul de procentaj. Acum mă întorc la ceea ce spuneați, da, fiecare dintre acești lideri într-un fel, dacă vreți, are un parcurs interesant. Adică, pe de o parte, Stalin este personajul care ajunge în această combinație în urma unei combinații cu Hitler prin pactul Ribbentrop-Molotov între 1939 și 1941, cu care își negociază foarte bine tot acest spațiu teritorial, zona tampon estic, zona tampon. Și aici fac o paranteză, permanent liderii bolșevici, în special după 1917, au avut în cap această necesitate a unei zone tampon, și care venea dintr-un soi de spaimă. Noi știm foarte bine, în 1917, prin declanșarea Revoluției Bolșevici, apoi încercarea de înlăturarea lor, deci ceea ce numim războiul civil, albii contra roșii, nu? Liderii bolșevici au avut tot timpul această spaimă asuminării
noului stat, tânului stat sovietic, de către occidentali. Și liderii de la Kremlin își doresc aceeași zonă tampon. Exact, exact, își doresc aceeași zonă tampon și o să mă întorc pentru că este foarte important. Eu tot timpul am spus că istoria are sens dacă ea ne oferă lecții astăzi și o să vedem exact cum gândea și Stalin în aceeași paradigmă. Deci Stalin vine dintr-o înțelegere cu Hitler care îi asigură teritorial această zonă estică și pe care o râvnește. Este în negocieri după 1941 cu britanicii și, interesant, Stalin obține exact aceleași teritorii pe care le obținuse și de la Hitler. Adică, din punctul acesta de vedere, Stalin se dovedește a fi un negociator excelent. Roosevelt este un personaj care vine dintr-un soi de, amintind de acea retragere Americii de după Primul Război Mondial, din treburile europene, lăsându-i pe europeni, nu știm foarte bine treaba asta, lăsându-i pe europeni să-și rezolve probleme și le-au rezolvat europenii atât de bine încât l-au adus pe Hitler în zona în care suntem acum, iată, în 41 când discutăm. Iar intrarea lui în război se petrece printr-un proces destul de complicat, pentru că populația Americii este refractară oricărei intervenții în război. Ori momentul Pearl Harbor este decisiv, pentru că acest atac japonez la Pearl Harbor e o întreagă discuție, a știut, n-a știut Roosevelt despre atac, dar cert este că Pearl Harbor de fapt schimbă modul de gândire al americanilor. Aici, de pildă, Kissinger într-o analiză excelentă spune că mai degrabă Roosevelt a fost în măsură să fie acel personaj vizionar care oferă unui popor, poporului propriu, o cale de parcurs prin ceea ce s-a întâmplat la Pearl Harbor, cumva înțelegându-se că, deci, a știut despre acest atac și l-a lăsat să desfășoare tocmai pentru a schimba această percepție și a interveni în Europa. Eu spun că a făcut foarte bine și eventual discutăm după 45 de ce cred eu că a făcut foarte bine intrând în război Statele Unite. Iar celălalt, Churchill vine dintr-o confruntare, dacă vreți, în interiorul propriului establishment politic, pentru că Churchill ajunge prim-ministru în condiții foarte critice. La un dat are și acest celebru discurs în care spune: nu vă pot oferi nimic altceva decât sânge și lacrimi, deci aceasta va fi realitatea, deci un om destul de lucid, dar nu foarte agreat, chiar nici măcar în propriul partid, cu atât mai puțin de opoziție. Agreat, însă un lider excepțional și chiar le recomand celor care ne ascultă un film excelent, o biografie, de fapt nu e o biografie. Se vede că este... mergeți des la radio, ați folosit celor care ne ascultă, celor care ne și ascultă și ne și privesc, fără îndoială, da? Sunteți colonel activ în armata română, o să vă arăt imaginea unui general sovietic, care sigur acum ține de istorie, un general extrem de puternic, până la venirea sa la conducerea înaltă militară de la Moscova, erau o serie întreagă de înstelați temători. În momentul în care el a fost numit de către Stalin, lucrurile s-au schimbat, a contribuit decisiv și iată că, așa cum pot citi telespectatorii noștri pe ecran, este cel care conduce ofensivă care, în debutul anului 1944, a avut un rol esențial în schimbarea raportului de forțe și în influențarea evenimentelor care au urmat. Cum vă raportați la acest personaj, dar și la ofensiva pe care el a condus-o? Da, e un personaj foarte interesant. El este cumva aproape ca prin miracol salvat de Marea Teroare. Marea Teroare, știm, în timpul lui Stalin, înaintea celui de-al doilea război mondial, când și armata roșie, armata sovietică. Comunistă. Da, mă rog, s-a spus armata roșie, căci este perioada în care este așa numită armată muncitoresc țărănească. A fost și o carte, Armata Roșie, în România. Exact. Și personajul acesta, deci miraculos salvat din Marea Teroare, devine aproape indispensabil, în special după momentul 1941. E limpede că era nu doar un foarte bun militar, dar și un om care inspira încredere, ceea ce s-a întâmplat în
cazul lui Stalin, chiar dacă au avut și pe timpul conflictului, pe timpul conflictului mondial, mă refer, au avut dispute între ei, dar sigur că Stalin a fost suficient de precaut și înțelept încât să... Spuse de Hitler, știți aici, dacă facem o comparație între ei, Stalin, nu doi dictatori până la urmă, dar Stalin este un pic mai înțelept, lăsând la un moment dat, în ciuda încercărilor de a interveni în desfășurarea războiului, le lasă totuși pe teren această libertate unor generali și inclusiv lui Jucov, ceea ce e foarte important. Am altă opinie, pentru că erau în situații diferite. Am citit memoriile unor generali germani publicate la Beijing. Până la momentul 1943, Hitler a avut mare răbdare să-și asculte și să fie de acord cu propunerile generalilor din conducerea Wehrmachtului. În momentul în care încep catastrofele, devine isteric, nu mai are răbdare și, într-adevăr, își impune soluțiile lui. De partea cealaltă, Stalin vedea că frontul se mișcă. Și atunci, exact ce spuneți dumneavoastră, era cea mai bună metodă, să-i lase să aibă libertatea de acțiune. Da, nu, aveți dreptate într-o oarecare măsură, în sensul în care, de pildă, noi știm foarte bine că Hitler are față de armata germană un anume tip de comportament până în momentul 39. Este totuși și el la rândul lui, sigur și grație lui Heinz Guderian și alții, un pic vizionar și reușitele lui în vest îl transformă pe Hitler la un dat într-un personaj care pare infailibil, deci ceea ce spusese că se va face s-a întâmplat. Prin urmare, autoritatea lui asupra armatei germane, cel puțin până în momentul Stalingrad, aș spune 42-43, este destul de mare. Pe de altă parte, în stenogramele respective este redat discursul diferiților generali și Hitler intervenea și zicea numai da, da. Adică da. Nu avea obiecții de fond. Da, este și situația în care știți cum se întâmplă întotdeauna. Când lucrurile merg bine, accepți. Da, pare să fie ok. Situația complicată apare atunci când pe front încep să apară unele înfrângeri sau care generează la un moment dat dispute interne. Chiar cel puțin atunci era clar cine pe cine comanda și era clar cine pe cine destituia. Da, și aici în Est, sigur că după momentul acesta de derută din 41, când Moscova practic putea să fie oricând ocupată de armata germană, e o întreagă discuție de ce n-a intrat armata germană în Moscova, dar după momentul de derută 41, chiar 42, cu un foarte important sprijin aliat, pentru că Stalin, nu uitați, începe să fie sprijinit financiar și economic de Statele Unite și Marea Britanie. Ce s-ar fi întâmplat dacă Statele Unite n-ar fi sprijinit economic Uniunea Sovietică? E o întrebare legitimă. Sigur că e foarte dificil pentru noi să ne imaginăm un scenariu de genul ăsta. Pentru că propaganda sovietică inițial și într-o parte a istoriografiei ruse de astăzi se susține infailibilitatea statului condus de la Moscova. Bun, nici n-ar fi putut face altfel propaganda rusă și sovietică, pentru că, nu uitați, și acest război în Rusia, chiar și astăzi, este numit Marele Război pentru Apărarea Patriei, e uitând că până în 41 ocupaseră jumătate de Europa cu Hitler prin pactul Ribbentrop-Molotov, dar ar fi fost uitând penibil lacrimile românilor dintre Prus și Nistru, samavolniciile militarilor sovietici între Prus și Nistru, luarea Bucovinei de nord, ba mai mult decât s-a înțeles cu Adolf Hitler, cu vorba vine. Și imaginați-vă, după 1948, nu, în contextul declanșării războiului rece, cum ar fi putut să vorbească despre sprijinul primit de la imperialiști care, nu, în timpul celui de-al doilea război mondial i-ar fi ajutat. De astăzi este că un diplomat răsăritean, într-un anumit context, spunea, deci vorbiți de Bucovina de nord, de Basarabia de sud și de ceea ce a constituit centrul acestui teritoriu românesc, nu sunt la noi? Da, exact. Nu sunt la noi? S-au spălat pe mâini, nu? Da. Eu sunt convins că a avut un rol foarte important și, sigur, a contribuit și această adâncime a teritoriului sovietic, pentru că noi știm că, de fapt, această nevoie de glacis strategic înseamnă, în ultimă instanță, un model de a atrage în interiorul acestui imens teritoriu o armată care are de înfruntat tot soiul de dificultăți. Dacă nemții ar ocupa Moscova și s-ar fi stabilizat în partea europeană a teritoriului sovietic și dacă Statele Unite nu s-ar fi implicat în război, ar fi putut regimul lui Stalin să supraviețuiască în zona rămasă la dispoziție și să se refacă în timp?
E foarte probabil să fi putut supraviețui dincolo de Urali. Probabil că Germania ar fi avut, sigur, acum strict ipotetic, ar fi avut o succes de etapă, totuși nu era chiar unul oarecare să ocupi Moscova în mai puțin de 4 luni de război, nu era chiar lipsit de sens. Și probabil că ar fi supraviețuit această adâncime colosală a Imperiului Sovietic, și din acel moment, fără îndoială că sprijinul aliaților ar fi fost și mai mare, pentru că odată înstăpânit în această zonă, mașina de război germană ar fi avut la dispoziție niște resurse nebănuite. Adică șansa mașinii de război germane de a beneficia de aceste resurse ar fi fost extraordinară. Una dintre ideile care se subliniază, în special în privința atitudinii lui Hitler în Est, este aceea că și-a dispersat forțele. Noi știm că această ofensivă în 41 se desfășoară în trei direcții principale, sigur cu o direcție principală, dar în trei direcții, și probabil că dacă acest efort ar fi fost concentrat pe Moscova, probabil că într-adevăr acest imens spațiu european până la Urale ar fi fost în stăpânirea germană și un imens rezervor de resurse și umane și materiale. Avem și pe ecran o hartă. Pe hartă este marcată o localitate, Râmnița. Acolo, în 1944, în partea inițială a anului, a fost uciși deținuți români, care erau clar anti-hitleriști, și cetățeni sovietici, care erau clar anti-hitleriști. A fost un măcel, dar acest măcel îl menționăm pentru că indica și anumită disperare a trupelor germane aflate în retragere. Este doar un moment din numeroasele evenimente care au pus armata germană, armata hitleristă, într-o perioadă de umbră pentru toată istoria germană, o umbră care și astăzi își aruncă puseuri spre ceea ce se întâmplă în Germania de astăzi. Cum comentați aceste atrocități ale armatei hitleriste în diferite locuri din teritoriile pe care le părăseau și se retrăgeau? Acum, în timpul războiului, din păcate, se întâmplă și de o parte și de alta asemenea atrocități. Mie, cel puțin, mi se par mult mai grave, și spun asta pentru că în timpul războiului există această, dacă veți, ură instalată în raport cu inamicul, dar, de pildă, în cazul armatei poloneze la Katyn, eu cred că, de pildă, sovieticii nu au nicio scuză. Adică sunt foarte multe situații și dacă luăm aici cazul Katyn, este, zic, exemplar. El, știți bine, pe baza propagandei sovietice a fost multă vreme pus pe seama armatei germane, adică armata germană a fost ea însăși în mijlocul unui set propagandistic bine instrumentat de sovietici, pentru că, evident, inamicul era atât de ticălos încât, iată, putea să ucide un număr foarte mare de polonezi. Adevărul avea să se afle. Precizăm că majoritatea celor împușcați la Katyn erau ofițeri ai armatei poloneze. Foarte mare parte au fost împușcați cu ură de militari sovietici. Fără îndoială. Și lucrul ăsta Polonia atunci, ca și Polonia de astăzi, are ofițeri dermi și o armată care știe că pericolele nu vin doar din Est, ci și din Vest. Da, și întotdeauna când mulți, Polonia, atât de care este cu, nu, din suflet slav, din marele suflet slav, e atât de anti-sovietică și anti-rus, bun, au experiențe, aș îndrăzni să spun, experiențe mai dure decât am avut noi în privința acestor raporturi româno-sovietice după 1917. Sigur, avem și noi litigiile noastre, tezaurul de pildă unul dintre ele, dar tezaurul părți teritoriale, dar în principiu raporturile dintre polonezi și sovietici au fost extrem, extrem de dure. Ori, și ca să fac o paranteză pentru cei care ne ascultă, pentru cei care ne urmăresc, este așa important, e, omul, merge des la radio. Da, important și atitudinea Uniunii Sovietice după al doilea război mondial. Polonia a avut în fruntea armatei poloneze
un mareșal sovietic, Rokossovski. Este singura țară din blocul est comunist, estic comunist, care a avut un mareșal sovietic în fruntea ei și este singura țară în care jurământul depus de militari în termen până târziu, în anii 80, când, iată, solidaritatea începe să acționeze eficient, era un jurământ față de Uniunea Sovietică. Noi n-am avut așa ceva. Adică atitudinea Poloniei de astăzi trebuie explicată printr-un set de evenimente istorice, cel puțin de 1917 încoace. Lăsăm la o parte vechile împărțiri teritoriale între Prusia și Imperiul Țarist. Mă întorc, fiindcă e foarte important ceea ce vreau să spun apropo de chiar de prima imagine și care are legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi. În timp ce Stalin negociază, am văzut la Teheran cu aliații, cu americanii și britanii, și el organizează o comisie la Moscova condusă de vechiul ministru de externe din anii interbelici, Maxim Litvinov, un personaj care atunci când fusese ministru de externe frutura ramura de măslin a păcii la Societatea Națiunilor, dar acum fusese schimbat apoi cu Molotov. Și în 43 este pus în fruntea unei comisii care să gândească felul în care va arăta Europa, aceasta din zona răsăritană a continentului, după război. Comisia asta ajunge la două concluzii care sunt foarte interesante și utile pentru noi astăzi. Ce spune Comisia Litvinov? Că toate țările din acest hinterland, din acest spațiu de graniță, acest glacis strategic, spunem astăzi, al Uniunii Sovietice, toate vor trebui să aibă două elemente importante. Unu, să nu facă parte dintr-o alianță militară, deci să nu facă parte dintr-o alianță militară, și doi, să aibă o politică externă favorabilă regimului de la Moscova. Adică, altfel spus, să nu desfășoare o politică externă opusă ideii Moscovei. Ok, vom continua, dar vreau să prezint telespectatorilor această imagine, pentru că aici sunt două idei. În primul rând, pe data de 1 aprilie 1944, nu e o păcăleală, un grup masiv de intelectuali adresează mareșalului Ion Antonescu un mesaj scris prin care îi cer să rupă legăturile cu Germania, alianța cu statul condus de Adolf Hitler, facilitând ieșirea României din război. Iar pe data de 2 aprilie, cu ocazia intrării primelor trupe sovietice pe teritoriul României, de la Moscova se dă mesajul care pentru ochii occidentalilor că nu se va schimba regimul politic de la București și nu se va umbla la granițe. Mint frumos sovieticii, nu? Da, fără îndoială. Înainte să... E foarte important documentul și revin imediat asupra lui. Mă întorc la ceea ce spuneam, are legătură cu atitudinea Rusiei de astăzi. Și uitați-vă cum gândește în privința extinderii Alianței Nord-Atlantice, reacția lui Putin atunci când a aflat că până și Finlanda și Suedia ar putea să facă parte din NATO și, în același timp, atitudinea față de ceea ce înseamnă, de fapt, din punctul de vedere al gândirii strategice țariste, sovietice, rusești, acest spațiu dominat de Belarus, Ucraina și toată această zonă de câmpie. Belarus cu trupe rusești pe teritoriul exact. Său. Exact. Ucraina, care a pierdut prin anexare manu militarii Crimea, nu mai controlează Donbassul, unde sunt cele două republice exact. Separatiste și chiar nu se știe ce se va întâmpla cu restul Ucrainei. Și tipul acesta de atitudine îl regăsim, iată, în cele două importante concluzii ale Comisiei Litvinov din 43-44. De-aia am și dat acest. Fără îndoială, foarte important. Iar acum mă întorc la... Aici trebuie să fac o mică paranteză, spunându-vă legat de documentul acesta, că intelectualii noștri au fost foarte entuziasmați atunci când Antonescu eliberează Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. La momentul respectiv era o reușită. Corect, adică știți cum e, intelectualii sunt foarte bucuroși când se întâmplă ceva minunat, după care atunci când situația pe front începe să mai fie cea mai fericită, sigur în special după Stalingrad și când este evident că linia frontului începe să dea înapoi, încep să se gândească la ipoteze privind eventuala ieșire din război. Într-un fel este firesc, pentru că
oamenii aceștia au obligație elementară prin natura lor să gândească la variante de, am să numesc așa cu un termen modern, astăzi variante de exit, știți, din alianța cu Germania nazistă. Nu e atât de ușor sau nu e atât de simplu. Pe de altă parte, noi știm foarte bine că în scrisurile pe care Antonescu le schimbă cu Maniu și Brătianu, liderii celor două importante partide istorice, însă scoase în afara legii încă de Carol al II-lea, din timpul regimului de autoritate monarhică. În aceste scrisori, Antonescu le spune, bine, preluați voi puterea, și Maniu spune, băi, bine, sigur, tu ai băgat țara în război, tu să fii acela care o vezi și scoate. E adevărat că din multe puncte de vedere încercările de ieșire din această alianță sunt, dacă nu neapărat patronate de Antonescu, dar în orice caz se produc cu știrea lui. Adică avem de-a face cu un soi de dictator, cum se spune, dictatorul Antonescu, ferocele dictator Antonescu, dar care înțelege nevoile de tatonare a aliaților în eventualitatea, cel puțin după 43, lucruri reproșate de Hitler. Hitler îi reproșează lui Antonescu lucrul acesta. Vezi că nu știm ce face Mihai Antonescu cu Iuliu Maniu, totuși ar trebui să fie atent, nu? Dar Antonescu înțelege că este nevoie de acest efort și dovadă că le îngăduie. Pe baza mărturiei cu domnului locotenent colonel George Maghelescu, cu care am avut ocazia și să stau de vorbă, Antonescu era conștient că e un conducător trecător. Da, fără îndoială. Deci lucrurile erau atât de dure în Europa, situație limită, încă nu-și făcea iluzii privind viitorul său. Da, nu-mi imaginez că Antonescu se vedea, deși, cum o spune frumos la proces, dacă aș fi câștigat războiul, aș fi avut statui în fiecare localitate din România. Probabil că așa ar fi fost. Dar acum mă întorc spunând știți, că... Știți, în mod paradoxal, în 1989 România s-a îndreptat spre o societate dorită, liberă, din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, dar dacă ne uităm ce statui s-au ridicat în unele locuri din București, și mă opresc aici, ne facem cruce, pentru că nu știm pe cine reprezintă. Bun, pe de altă parte, trebuie să fiu la fel de corect, să spun că atitudinea lui Antonescu față de comunitatea și de populația evrească din România este inacceptabilă și că modul în care s-a raportat la populația evrească este inacceptabil. Și pe mine mă deranjează faptul că uneori, sigur, ar trebui să discutăm despre Antonescu într-un mod detașat, obiectiv. Mă surprinde că nu suntem în stare să o facem nici astăzi, fiindcă dovadă că uneori el este ridicat pe un piedestal, deși nici în ceea ce privește atitudinea politico-militară nu ar trebui să aibă neapărat întotdeauna un piedestal bine lustruit, cu atât mai puțin în ceea ce privește atitudinea față de comunitatea evrească. Și eu vă dau exemplu cel mai bun, dacă vreți, al pogromului de la Iași. Pogromul de la Iași, care înseamnă pentru noi o tristețe imensă, unii încearcă să spună că doar germanii că au făcut, nu, toate transporturile de cetățeni evrei din spatele frontului sunt realizate sub controlul autorităților românești și marea lor majoritate mor inacceptabil în aceste vagoane care merg în neștire pe calea ferată, fără totuși alimente, fără apă. Totuși aici am un punct de vedere. Am observat că în anumite instituții sunt eleganți și nu le nominalizez. Se merge pe predarea anumitor cursuri, care din punct de vedere al intenției democratice sunt normale, adică să informezi generația tânără cu lucruri despre care se știe mai puțin, cum foarte bine ați punctat dumneavoastră privind pogromul de la Iași. Am avut șansa, în uniforma armatei române, să vizitez Muzeul Holocaustului. Nu știu dacă gazele din curtoazie față de armata română, sau pentru că așa era tot timpul, m-am dus în fața fiecărei spornate, a fiecărei fotografii, nimic despre momente de acest gen din România. Ceea ce vreau să spun este că dacă acorzi respect, ți se acordă respect și că dialogul trebuie purtat, că istoria nu se va mai repeta, deși există și teorii că istoria se va repeta, și doi, în același timp nici nu trebuie exagerat de o parte și de alta. De o parte ne evocând evenimentele și de altă parte exacerbând evenimentele. Da, corect. Ceea ce spuneți de asta, citam de pildă acum
vreo 3 săptămâni un interviu al lui Lucian Boia și Lucian Boia spunea: istoria nu se repetă, nu învățăm nimic din istorie, dacă a fost, s-a petrecut, e un șir de banalități, mă rog, n-am putut să citesc până la capăt asemenea. A mai emis o idee tot el că conflictele astăzi se desfășoară altfel, ceea ce e adevărat, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne pregătim pentru ele. Exact, asta vreau să vă spun, adică eu nu cred că e cineva care a trecut printr-o universitate, deci are studii superioare și își imaginează că istoria se va petrece în tocmai, exact așa, fac o paranteză, iertați-mi ironia, exact ca în Star Trek, știți, capitanul Jean-Luc Picard din plictiseală stelară comanda computerului navei Enterprise reconstituirea unei atmosfere din Chicago-ul interbelic sau nu știu din ce altă perioadă istorică. Și ei intrau acolo și se distrau puțin fiind exact transportați grație computerului de pe Enterprise în epoca aceea. Mă îndoiesc că cineva și imaginează că nu știu, reînvie Ștefan cel Mare și ne ia pe toți la lupte cu turcii astăzi. Adică e o nebunie să crezi că istoria se va repeta, dar istoria ne oferă niște lecții. Și uitați-vă, fiindcă vorbeam despre pogromul de la ea și în fond, ce trebuie să învățăm noi astăzi? Care este lecția de bază pentru astăzi pe care n-am învățat-o? Discuția de foarte multe ori se poartă în ideea cifrelor. Sigur, adevărul istoric este important, noi trebuie să știm cifrele. Dacă ar fi avut de suferit, fără îndoială, lucrurile exact. Nu erau normale. În fond, Antonescu ce face când dispune această deplasare a cetățenilor evrei din spatele frontului? El spune împreună cu germanii că va securiza spatele frontului pentru că cetățenii evrei nu sunt de încredere. Adică șeful statului, căci ăsta este într-un fel Antonescu, da? Conducătorul statului, spune că există niște cetățeni care doar datorită etniei lor sunt neloiali statului român. Fără să existe nicio acuzație, fără să existe nicio dovadă, fără să existe o instanță care să decide lucrul ăsta. În fond, care este lecția pentru noi astăzi? Că oricine astăzi poate să identifice o categorie și să spună această categorie nu este loială statului român, această categorie nu face parte din modelul nostru tradițional de dezvoltare, care este soluția? Băgăm în vagoane și trimitem nu știu unde. În același timp, era și o aliniere la credința lui Hitler vis-a-vis de cetățenii evrei din Europa. Corect, eu pot să discut în contextul general, dar eu vă spun că lecția pentru noi astăzi este că în anumite circumstanțe un lider, un conducător poate să ia o decizie și să spună că o comunitate identificată într-un fel anume, indiferent prin ce anume o identifici, este neloială statului român, este ticăloasă și trebuie ucisă. Într-un fel s-a eliminat. Sunt de acord 100%, dar lucrul ăsta, uitați-vă, este valabil astăzi. Dar v-aș reaminti, așa, în calitatea mea de simplu ofițer în rezervă, că la momentul retragerii la ordin a armatei române dintre Prut și Nistru, ofițerii români au primit ordin să nu riposteze la nicio provocare. Și cetățeni europeni dintre Prut și Nistru, îmi scapă mie etnia, da. I-au scuipat, bun, le-au rupt poleții, i-au lovit. Domnul asta problem. Nu se uită. Nu se uită, dar trebuie și aici... Dar asta nu s-a uitat de cei care s-au trezit în situația momentului de la Iași. Trebuie și aici spuse două lucruri pe care, în general, istoricii militari nu le spun. Și eu vreau să le spun și trebuie să le spun întotdeauna. Și anume, că din documentele făcute de Armata Română și care au fost puse la dispoziția Muzeului Holocaustului, deci sunt documentele oficiale ale statului român, și din aceste documente rez două lucruri care pe mine mă îngrijorează. Comandanți de unități care sunt în retragere vin și spun și ne-au atacat câțiva evrei. Bun, în primul rând, de unde știi că sunt evrei? Adică de unde știau ei că aceia care i-au atacat sunt evrei? Puteau să fie acolo minoritari în cel mai bun caz. Nu uitați că și o bună parte din români s-au bucurat la momentul venirii trupelor sovietice în iunie-iulie 40. Adică nu doar minoritățile, și dacă spun minorități, mă refer la ucraineni, la găgăuți, la multe alte minorități de pe teritoriul acelei provincii istorice românești, care nu erau deloc foarte încântate de administrația românească. Bun, dar nu negați faptul că ofițeri români au fost umiliți pe timpul retragerii din Basarabia. Ca întotdeauna sunt adevărate și cele pe care sunteți dumneavoastră, inclusiv autoritățile umilirea locale, este un fapt real. Primari, aveți însă dreptate că trebuie stabilită clar identitatea. Da, asta vreau să vă spun. Adică foarte multe documente spun, și vă mărturisesc că le-am citit, foarte multe documente spun exact acest lucru. Ne-au atacat câțiva evrei. Nu, n-avei de unde să știi că sunt evrei. Și este trist că se întâmplă asta. Pe de altă parte,
Bine, aici este vorba și de o exprimare eliptică. Nu aveau la acel moment al întâlnirii raportului scris capacitatea critică și modalitatea dumneavoastră de raportare analitică. Bun, corect. De aceea suntem noi beneficiarii regulii epilogului și noi putem să avansăm câteva ipoteze pe care probabil atunci la cald, în timpul retragerii, mulți comandanți nu le-a. Dar vă întreb și pe dumneavoastră, că suntem militari. Cum adică se retrage o unitate și ea este atacată așa de un grup și e o mare tristețe? Cum arată unitatea aia care se retrage și care e așa atacată din senin și ea nu ripostează, ea stă și se uită pe pereți și se plânge după aceea? Vă aduc aminte, decembrie 1989, Timișoara, trupă în marș, cu tricolorul în frunte, atacată, scuipată și cu tentativa de a-i se lua tricolorul. 1989. Nu e cam atât de departe, nu? Bun, diferența este că, din punctul meu de vedere, armata n-avea ce să caute pe străzi în decembrie 89, dar asta este altă discuție și probabil că dacă mă invitați la o emisiune despre Revoluția din decembrie, că la momentul respectiv, aici avem de a face la momentul respectiv de pe pod, armata defila. Armata nu trăgea și armata n-a provocat populația. Iar în Timișoara există multe minorități cu care românii au trăit foarte bine. Eu am făcut liceu în Timișoara și am avut colegi evrei, maghiari, germani. N-am să spun alte naționalități, că doar atâți erau și ne-am înțeles foarte bine și am învățat cuvinte. Și atunci cine? De unde? Credeți că un timișorean normal putea să atace armata care defila cu tricolorul în frunte? Adică să nu ne mai lăsăm păcăliți. Când o parte ieri, din militari și din astăzi Timișoara, de aparențe. Nu, dar nu să vă spun că și acolo totuși, când o parte din militari au tras în populație, din momentul acela s-a rupt, dacă vreți, acest la lanț momentul respectiv nimeni nu trăsese la momentul Bun, respectiv. Ok. Dar repet, e o situație diferită. În decembrie 89 la Timișoara armata nu avea ce să caute în stradă. Regimul comunist o dispune abuziv în anumite locuri. Evident că nu doar că nu are ce căuta, dar nu e nici pregătită să intervină în asemenea situații, că ea nu este pregătită pentru așa ceva, iar în situația cealaltă avem de a face cu unități în retragere, care se presupune că și în retragere, în marș, sigur că, noi știm, terenul a fost scurt, rușii au devansat, au intrat repede peste Nistru și au silit într-un fel să se retragă trupele românești, inclusiv administrația, că noi uităm și de administrație, să se retragă într-un timp foarte scurt, dar pe mine, vă mărturisesc, mă îngrijorează când citesc documentele acestea, care arată, de fapt, un fel de tristețe așa generală, bun și ne-au atacat, bun și ce ați făcut? Știți? Hai să vă dau un alt motiv. E o discuție separată. E o discuție, dar acum avem o imagine, ați vorbit de trupe în retragere, atâtea trupe în ofensivă, nu sunt trupe românești, ci sunt trupe americane și vorba de debarcarea din Normandia, o debarcare care a schimbat soarta războiului în Europa. Erau militari americani cu mentalitatea de învingător, bine pregătiți de ofițerilor. Lor le-au vorbit generalii care conduceau, li s-a spus clar ce îi așteaptă, cum să acționeze și să respecte principiul din armata americană. Niciun militar nu rămâne pe câmpul de luptă. Mort este luat de acolo. Debarcarea din Normandia a arătat la Berlin că se schimbă ora Europei, iar la Moscova că intră practic în luptă cea mai puternică armata momentului. Da, e un moment important în război. La un moment dat, într-o discuție 45 dintre Hitler și liderul croat Ante Pavelić, Hitler îi spune că momentul 23 august 44 în România este oarecum la fel de important din punctul lui de vedere la fel de important ca debarcarea din Normandia și prăbușirea grupului de armate centru în Belorusia. Adică Hitler avea în momentul 45 o imagine destul de corectă, asociind debarcarea din Normandia cu 23 august 44 și cu înfrângerea în zona central european a armatei germane. Ori, din acest punct de vedere, cred că e semnificativ și e semnificativ nu doar pentru că americanii se implică major aici, știm toată povestea debarcării, dar este în spatele acestei debarcări și o foarte frumoasă poveste ingenioasă despre organizarea unui port în larg, pentru că debarcarea asta înseamnă, cum știm ca militari, organizarea unor capete de pod, dar care trebuie susținute după aceea cu resurse și umane și materiale și de
și petrol. Ori aceste porturi mobile din larg sunt extrem de importante și ele au reprezentat modelul unui apropo, film de spionaj. Apropo, dacă mă dăriți o paranteză, dumneavoastră m-ați provocat, exact așa s-a întâmplat cu câteva luni în urmă. Infanteriști marini români de pe un port în larg, cum ziceți dumneavoastră, au efectuat o debarcare pe care a fost urmărită și de președinta Lituaniei și au fost apreciați pentru profesionalismul lor. Vestea bună, batalionul de infanterie marină de la Babadag va deveni regiment de infanterie marină, bila albă pentru șeful statului major al apărării, pentru că de mult era necesară întărirea defensivei Dobrogei. Revenim însă la ce spuneați dumneavoastră. Și iată, deci o lecție apropo de discuția noastră, este o lecție pe care o vor fi învățat încă din timpul debarcării din Normandia, apropo de acest port mobil în larg, foarte util pentru susținerea unui cap de pod. Vreau să vă întreb, n-aveți senzația că acest moment arată și o primă diferență, așa cum o văd eu, între generalii germani obosiți, hărțuiți, înfrânți, generalii sovietici, înaintând, dar încă neștiind finalul războiului, generalii britanici care au tremurat tot timpul să ne aibă parte de o prezență a trupelor germane pe teritoriul Marii Britanii, pentru că atunci rezistența la sol ar fi fost cu pierderi cunoscute, și americanii care veneau cu un alt suflu. Vă referiți la momentul 44? Vă referi la momentul ăsta debarcării, din Normandia, da. Când cam așa văd eu, da, că erau situațiile. Bun, acum, fără îndoială, o parte din cei care debarcă Normandia din militarii americani nu aveau, aveau experiență de război, dar nu era atât de... Altfel spus, erau trupe odihnite, capabile să acționeze în circunstanțe dificile, deci este un contingent important de trupe britanice și americane odihnite în măsură să acționeze. Germanii sunt într-o situație dificilă, în special în zona de centru, pentru că începe deja să se simtă criza de alimente, deci populația începe deja să resimtă cumva efectele strângerii fronturilor. În zona de sud, aliații deja debarcaseră, Italia este, cum știm, în 44 deja ocupată de aliați, prin urmare frontul se strânge. În partea de est, două înfrângeri majore ale anului 43, Stalingrad-Kursk, Marea Bătălie de la Kursk, duce practic frontul, nu uitați, în iunie 44, frontul aici este undeva în zona Focșani, Reni, Ismail, deci sudul Basarabiei, și cam jumătatea Moldovei este deja ocupată de trupele sovietice. Vom adică, avea și o hartă în altfel spus, a doua. Avem de-a face cu, pe de-o parte, dincolo, trupe odihnite, dar care înțeleg că o presiune majoră asupra Germaniei poate să ducă la un rezultat pozitiv, iar pe de altă parte, rușii, care sunt și într-o ofensivă permanentă, sunt conștienți că Germania, cu toată rezistența, dă înapoi. În timp ce, dincoace, în Germania avem de-a face mai degrabă, sigur, vor fi fost ei un pic obosiți, german, dar admirabilă mașina asta de război, trebuie să o spunem, admirabilă chiar mașina asta de război. Și pe timpul debarcare din Normandia s-au apărat cu înverșunarea militarii germane. S-au apărat cu înverșunare, acolo știm foarte bine, fusese gândit un fel de zid al Atlanticului pe care îl coordona nimeni altul decât celebra vulpe a deșertului, generalul Rommel, care avea să fie după aceea implicat într-un complot împotriva lui Hitler și silit să se sinucidă, dar acolo trebuie să spunem că a fost și o foarte importantă acțiune de înșelare a inamicului în privința locului acceptați de barcării. Acceptați o întrebare grea? Vă rog, sigur că incomod. Toate întrebările grele le accept. Cum a fost receptat la București, în cabinetul mareșalului, acest moment de debarcare din Normandia? Tocmai asta încercam să spun ceva mai devreme, că inclusiv legat de scrisoarea intelectualilor de care aminteați, importante pentru că ele se circumscriu cumva întregului fenomen de care aminteam, de apropiată înfrângere a Germaniei, adică nevoia aceasta de a găsi o cale spre aliați devine iminentă, în special după momentul Kursk. Și Antonescu însuși, în discuție pe care le are cu Gheorghe Barbul, la un moment dat chiar are formula asta, o povestește Barbul în memoriile sale, al treilea om al Axei, când Antonescu îi spune, va trebui să ne ocupăm acum de noi,
ceva de genul acesta, știți? Adică realizează el însuși că este o schimbare majoră. Se vede și din atitudinea lui față de permiterea migrării evreilor spre Israel. Și deci inclusiv politica aceasta antisemită are un soi de relaxare care este foarte bun, foarte argumentul important. Pentru că asta arată că atunci când Germania era puternică și punea presiunea pe conducătorul de la București, a fost nevoie să ia acea măsură nenorocită privind soarta cetățenilor evrei, cetățeni români de, care sunt de origine evreiască. E foarte frumos să spuneți cetățeni români și nu trebuie să ne intre odată pentru totdeauna în cap că sunt cetățeni români. Eu nu uit ce să atache Ianchi și Cadâr. Exact. Și trebuie să-i respectăm ca și acolo atare. Lucrurile erau foarte clare și egale, adică exact. Minoritățile pe perioada României interbelice se respectau între ele și nu au existat. Se știa foarte clar cine e mai bun la meșteșoc, cine era bun cu comerțul, cine era bun cu agricultura. Lucrurile erau foarte bine împărțite, da, din punctul ăsta de vedere. Și de aici ceea ce spuneam legat de extinderea eforturilor de încheierea unui armistițiu. Și le vedem atât cu angloamericanii în zona Turciei și la Stockholm cu Uniunea Sovietică. Ele însă grevate cumva de această decizie a aliaților de a nu accepta decât capitularea necondiționată. Pentru că, pe de altă parte, știți, lumea spune când este vorba de aceste negocieri... Și totuși Stalin, la un moment dat, și vom reveni în partea a doua asupra acestui subiect, accepta să rămână în România un dictator militar, pentru că asta a fost Mareșalul Antonescu, pentru că ar fi economisit viețile unui număr important de soldați sovietici. Dacă, exact, condițiile la care s-a ajuns de comun acord cu reprezentanții Mareșalului Antonescu vor fi respectate. Dar despre asta da, vom discuta, stimați telespectatori, cu colonelul dr. Florin Spelna în partea a doua a emisiunii Valori Euroatlantice. Continuăm emisiunea Valorii Euroatlantice. Avem pe ecran o imagine care reproduce un desen de epocă. Este interesant acest moment, domnule colonel dr. Florin Sperla, pentru că se vizualizează momentul în care cel care ulterior a devenit conducător de partid și de stat, Gheorghe Iudeș, evadează. După unii istorici, a evadat în noaptea de 19, după alții în noaptea de 11 spre 12, dar evadarea lui este legată de o revitalizare a forțelor comuniste care ulterior au jucat un rol în acea coaliție care l-a dat jos pe Mareșalul Ion Antonescu. Este sau nu este un element care ține de istorie? Este foarte important, mai ales că pentru foarte mulți, din păcate, percepția este legată în special de momentul instaurării regimului comunist, întâi de toate guvernul pro-comunist Petru Groza și după aceea instaurarea regimului comunist. Dar să nu uităm nicio clipă că în momentul august, 23 august 44, Partidul Comunist este perfect legitim, face parte dintr-o alianță cu Partidul Național Înțelegere și Partidul Național Liberal. Prezența lui Emil Bodnăraș la Palatul Regal la 23 august 44 este legitimă. Este singurul prezent, de altfel, fiindcă cei de la PNZ și PNL nu mai sunt la palat. Așa se și explică de ce Bodnăraș îl preia pe Ion Antonescu pentru a-l duce într-o casă conspirativă a PCR din Vatra Luminoasă. Dar, repet, legitimitatea partidului este intactă, pentru că el face parte din această coaliție și Lucrețiu Pătrășcanu, figura ceva mai intelectuală a partidului, nu că Bodnăraș n-ar fi fost, nu uitați, Bodnăraș este un om care fusese șef de promoție la școala de artilerie, știa vreo 3 limbi străine, deci un om de foarte bună calitate, dar Pătrășcanu, sigur, face figură de reprezentant al partidului, nu o să se ducă, nu avea să ducă Gheorghe Iudeș la negocieri, se duce Pătrășcanu, Pătrășcanu avea să fie... O ironie foarte fină. Foarte fină, dar n-am vrut. Pătrășcanu care avea să fie apoi el însuși, nu, o victimă a propriilor camarazi. Dar îl subliniez, la 20 august 44, Partidul Comunist este perfect legitim și este în alianță cu Partidul Național Înțelegere și Partidul Național Liberal. În această evadare se pare că un rol important a avut, Emil Bodnăraș și tot de această evadare și protejarea lui Gheorghe Iudeș se leagă și numirea apoi a Patriarhului Iustinian, primul patriarh comunist, să spunem, după 1948. Este, în privința lui august 44, o întreagă discuție, nu știu dacă avem noi răgazul necesar să... Nu, am vrut să ne referim la acest moment al eliberării celui care a devenit, da, confirmat ulterior ca un lider
al formațiunii de stânga, care, așa cum bine a zis, a fost unul dintre pionii unei alianțe care l-a sprijinit pe monarh, pe rege, ca să-l dea jos pe mareșalul Antonescu. Da. Și sigur mai reprezenta ceva, era o formațiune care pe căi cunoscute deja avea conexiuni cu ceea ce venea deja ca un tăvăluc, exact, de la răsărit. Asta e o foarte importantă subliniere și vă mulțumesc pentru ea, fiindcă în istoriografia românească este o întreagă dezbatere cu părți care încă se confruntă în argumente, care era exact legătura între acest partid comunist și Uniunea Sovietică. Și a spus întrebarea, nu uitați să dați răspunsul la ea. Tocmai. Și e important uneori în istorie, știți, ai pe de o parte argumente, dar nu ai dovada istorică, iar pe de altă parte uneori ai foarte multe documente și este uneori cât de multe documente ar fi dificil să dai răspunsul. Nu avem, n-avem nici până astăzi o stenogramă a întrunirii dintre rege și Ion Antonescu și Mihai Antonescu la 20 august 44 și deci reconstituim din mărturii diverse multe diferite. Nu se știe dacă un... nu cumva vom avea parte bon, de așa n-avem, ceva. Nu avem. Iată încă aici o hartă, domnule colonel dr. Florin Șperla. Este o hartă care a difuzat-o și există la Departamentul de Istorie Academie Militară din Statele Unite Americe. Este vorba de ofensiva Chișinău-Iași. O hartă care pentru civil nu reprezintă decât arătarea tăvălugului sovietic care vine peste România. Pentru dumneavoastră ce reprezintă? Da, imediat să închei cu legătura dintre Partidul Comunist și Uniunea Sovietică. Nu sunt foarte multe mărturii cu privire la această conexiune între Partidul Comunist condus de Ștefan Foriș până în august 44 și Uniunea Sovietică, dar este foarte puțin probabil ca Uniunea Sovietică, având acest partid minuscul la dispoziție... Ștefan Foriș fiind cel care a condus partidul până la eliberarea lui Gheorghiu Deși. Antonescu, să spunem, da. Și schimbat în aprilie, adică și schimbarea lui Foriș se face interesant înainte de momentul august 44. Și schimbarea a fost un moment... O schimbare care este, într-adevăr, și ea o dezbatere, o discuție, felul în care s-a făcut. Bodonaș a fost parte la echipa care s-a dus și l-a schimbat. Interesant este că Foriș, când este schimbat, nu are nicio îndoială că tovarășii trei, Pârvulescu, Bodonaș și cu încă unul, chiar reprezintă vocea Uniunii Sovietice. Și spunea, bun, dacă vreți voi, adică el, șeful partidului, îi primește pe ăștia trei și spune, da, e ok, dacă vreți să mă schimbați, eu mă retrag. Adică fiind convins că cei trei au instrucțiunile de la Moscova, prin urmare... Și fiind convins că nici nu aveau altă șansă. Fără îndoială. Și deci a spune că acest partid nu este controlat de Uniunea Sovietică, tocmai în momentul în care, iată, pe baza hărții dumneavoastră se vede avansul armatei sovietice care ocupă practic jumătate din Moldova și practic toată Basarabia, fiindcă în zona Basarabiei vedeți sunt undeva până spre Ismail. Meritul acestei hărți este, stimați telespectatori, că arată clar că invadarea României de data asta de către forțele militare sovietice aveau obiective foarte clare. Observați săgețile roșii în zona în care nu este albastră. Știau clar unde se duc, ce orașe trebuie să ocupe. Da. Deci era o ordine militară. Și aici, aici mai trebuie adăugat un lucru apropo de întreaga dezbatere despre 20 august 44. Directiva lui Stalin din 2 august 44 nu prevede nici măcar o clipă preluarea capitalei. Adică asta înseamnă că la 2 august 44 Stalin, o bilă albă. Asta înseamnă că la 2 august 44 Stalin stabilește o evoluție a frontului spre Focșani, Ismail, Reni. Deci era evident că își pun problema unei eventuale rezistențe românești, așa cum Antonescu dar intenționa. Dar își pune și problema unei zone libere, cum a cerut Antonescu, care ar fi corespuns. Sigur, asta era o negociere de armistițiu. Da, exact, asta era o negociere de armistițiu și, evident, guvernul acela care ar fi... La momentul acela, Stalin nu știa ce va urma în România. Nu, evident, dar avansul Armatei Roșii este destul de consistent. Își dă seama că România nu va mai rezista multă vreme, de aceea poate și rezerva în a negocia armistițiu în tocmai pe baza celor românești, pentru că este un joc, pe de-o parte este armata pe teren care acționează și pare să fie într-o ofensivă cât se poate de victorioasă. Putem iar pe de altă la parte, cuvântul pare, chiar era o ofensivă dură. Da, dar repet, interesantă că această directivă din 2 august arată că își punea problema unei rezistențe foarte hotărâte înaintea capitalei. Corect. Și asta se făcea pe linia Focșană-Mulasa-Galați, ceea ce intenționează ceea și Antonescu. Ce arată că Stalin avea buni istorici în jurul lui,
care l-au avertizat în momentul că, din primul război mondial. Exact, exact, și foarte bună comparație cu primul război mondial, fiindcă același efort de apărare a capitalei s-a petrecut în primul război mondial. Bun, acolo au fost o soie de împrejurări, printre altele știți că am pierdut planul de război. Factorul uman a determinat. Factorul uman, s-a găsit planul de război într-un autoturism. Dar la nivelul național se luase măsurile care erau posibile atunci. Foarte serioase și a fost un efort de apărare a capitalei admirabil. Cum era evident și Stalin și comandanții ruși știau foarte bine treaba asta, că se va petrece și aici. În momentul în care are loc actul de la 23 august 44, de la 24 august, Stalin spune, nu luați în seamă ceea ce spun românii și fronturile 2 și 3 ucrainene, vă continuați ofensiva. Și aici este marea problemă a actului de la 23 august din punctul meu de vedere, pentru că el de fapt, dacă vrem să înțelegem o lecție pentru astăzi, este această neputință a cooperării între reprezentanții din jurul reprezentanții partidelor istorice din jurul monarhului și Antonescu. Orgoliul lui Antonescu, precauțiile lui pe de altă parte, aici dați-mi voie să fac și o paranteză, și incapacitatea lui de a înțelege că nu se putea duce la Hitler să-i spună, știți, eu mă retrag un pic din acest război, sunteți de acord? Și Hitler să fi totuși spus... Totuși poți să vin cu un alt punct de vedere. Nu, dar și Hitler să fi spus, da, sigur că da, mareșalul Antonescu, nu e nicio problemă, da, o să ne retragem și noi. Rezumatul dumneavoastră, cum putea să-și imagineze un militar ca Antonescu chestia asta? Totuși, Antonescu era format la vechea școală de ofițeri și onoarea conta pentru promoții întregi de ofițeri. El totuși nu a vrut, din perspectiva lui, așa cum era, dacă vreți o să folosesc un termen dur, cu ochelari de cal, dar el nu a vrut să-i se reproșeze, știind că va dispărea la un moment dat, că a procedat de o manieră care îi se poate pune pentru toată viața și pentru tot ce va urma. Nu știu dacă s-ar fi ajuns la o discuție. Poate că lucrurile s-ar fi rezolvat, dacă s-ar fi rezolvat la nivelul unei diplomații, a unui simplu mesaj. Pentru că, uitați-vă, stimați telespectatori, la acest mesaj, ce zice Antonescu aici? Istoria nu va uita pe vinovați. Și vinovați suntem toții. Unii pentru că am tăcut, alții pentru că am greșit, cu toții pentru că am suportat. Cât de actual este acest citat din mareșalul Ion Antonescu și în anul 2018. Comentariul dumneavoastră. Prin urmare, lecția pentru astăzi este că doi factori de putere din statul român trebuie să negocieze în beneficiul statului român. Nu se poate pune în discuție nici orgoliu personal, nici nu știu ce alte interese ascunse. Repet, factori de putere din statul român trebuie să negocieze. Dacă Antonescu împreună cu Mihai gândeau împreună această ieșire din război, situația ar fi fost cu totul alta. Pentru că noi, de fapt, ce avem la 23 august 44? Un monarh împreună cu anturajul lui care îl arestează pe Antonescu. Un monarh tânăr care anterior fusese în mod repetat umilit de mareșalul Ion Antonescu. Fără îndoială, dar care își asumase cumva statutul. Inclusiv și-a asumat eliberarea Basarabiei. Da, pentru că alături nu doar de mareșalul el, Ion Antonescu. Fără îndoială, nu și nu doar el. Păi el, ei își dau baston de mareșal între ei. După am stat de vorbă cu regele Mihai și mi-a spus clar, i s-a zis, trebuie să fie Antonescu mareșal, pentru că teoretic va avea în subordine feldmareșal germani, deoarece el trebuia să fie șeful grupului de armate Antonescu. Știți foarte bine. Da, dar întâi a făcut regele Mihai și după aceea Antonescu. Păi eu ce spun. Da. Și atunci întâi a fost făcut regele Mihai și care, în calitatea lui de mareșal, exact, l-a făcut pe Ion Antonescu. Așa a ajuns mareșal Mihai pe de altă parte, în toată durata aceasta de regim antonescian, 40-44, că lumea nu prea înțelege exact ce se întâmplă, nu există Constituție, nu există partide politice aprobate, legale, și nu există Parlament. Există un singur decret în baza căruia guvernează atât regele cât și Antonescu în calitate de conducător al statului, și în acel decret regele este capul oștirii, prin urmare putea să facă fără îndoială pe Antonescu mareșal, și tot acolo este precizată atribuțiunea regelui că îl poate schimba pe primul ministru. Deci regele era îndreptățit la 23 august 44, în ciuda ceea ce spun foarte mulți alții, că a fost o lovitură de stat și așa mai departe. Nu, regele, în baza acestui decret, care avea statut de decret constituțional din
6 septembrie 40, regele era îndreptățit să schimbe pe Antonescu. Iar acest decret, după arestarea lui Antonescu, care a fost făcută pe 23 august la ora 17, a fost primul care a fost anulat de majestatea sa, regele Mihai I. Pentru că este repusă parțial în funcțiune Constituția din 1923, ceea ce într-un fel era firesc, pentru că regele reinstituie, ca să spun așa, după, iată, două regimuri dictatoriale, de fapt trei, dacă îl punem și pe cel național legionar, după trei regimuri dictatoriale, reinstituie cumva, deși suntem în plin război, Constituția abrogată. Vreau să sunteți un om echilibrat. Dar, nu, iertați-mă, doar un singur lucru vreau să spun, că e foarte important. Sunt moderator, nu vă las. Deci sunteți istoric. Ar fi putut să fie un om echilibrat, un moderator între regele Mihai I și mareșalul Ion Antonescu înainte de acest moment, 23 august? Ar fi putut fi, numai că exact ceea ce spuneam, cei doi lideri ai celor două partide politice, PNC și PNL, erau convinși că nu se poate negocia cu Antonescu o ieșire din război. Și această neputință de a-l vedea pe Antonescu ca un partener, nu mi-a fost adevărat că nici Antonescu nu prea îi vedea ca partener, nici pe Maniu și nici pe Brătianu, cu atât mai puțin pe rege, pe care s-o un copil da, neimportant. Această prejudecată era clară. Exact. Și această neputință, de a spun că lecția pentru noi astăzi arată foarte clar că neputința a două structuri de putere de a discuta, de a negocia, au dus de la a face acest, compromisuri. De a face compromisuri, foarte important, exact. Și lucru valabil și azi. Exact ceea ce spuneați dumneavoastră. Sigur, avem onoare, militari, bun, dar Antonescu era șeful statului și el trebuia să gândească, sigur, în termeni cum vreți dumneavoastră, onoare, dar nu poți să pui când ești reprezentantul statului doar onoarea în prim plan. Trebuie să pui și inteligența ta politică, dacă ea există, pentru a găsi o cale de supraviețuire pentru un stat mic. Fiindcă alta e când ești un stat mare și ai anumite interese și anumită... Istoria parțială i-a dat dreptate lui Antonescu, pentru că v-am spus, ofițerii germani activi de astăzi consideră că România a trădat de două ori, și în primul și în al doilea Bun, război eu mondial. Știți, iar trădarea din al doilea război mondial se referă la arestarea mareșalului Ioan Antonescu la ora 17 pe 23 august. Corect, dar eu spun tot timpul acest lucru, adică statelor mari care au interese precise și care au resurse de toate felurile, li se permit tot soiul de schimbări de macaz pe scena internațională și statelor mici le cerem onoare. Nu, convingerea mea este că un stat mic totdeauna trebuie să-și negocieze interesele fundamentale în raport cu interesele fundamentale ale unei mari puteri sau ale mai multor mari puteri. Pentru că asta este realitatea istorică pe care, dacă o învățăm cu adevărat din istorie, ne ajută și astăzi. Deci, România trebuia să-și plieze, ca întotdeauna, cum face și astăzi, într-un fel sau altul. Interesele fundamentale ale statului român sunt pliate pe niște centre de putere. Statul român nu este astăzi bun, singur și gândește singur politica externă, politica militară. Este exact în aceeași situație. Prin urmare, e foarte dificil să accept că România în 23 august 44 trebuie să rămână cu nemții până la capăt. Și vă spun și de ce. Că avem două exemple. Dar nici Antonescu n-a vrut să rămână cu nemții uitați-vă, până avem la două capăt. Exemple pe care vreau dacă să dacă nu era el arestat și dacă venea la București avem... acordul lui Stalin și o să discutăm despre corect, el. Corect, dar avem două exemple. Avem România care face acest act, așa cum l-a făcut și revenim, vă rog, asupra lui, și Ungaria, care continuă războiul alături de Germania nazistă până la capăt. Ambele țări se regăsesc în 1948 în lagărul sovietic. Deci, indiferent de situație, că ar fi rămas alături de Germania sau că ar fi trecut de partea aliaților, aceste două țări, prin avansul Armatei Roșii, ar fi devenit în 1948 parte a lagărului sovietic. Deci, nu asta este discuția. Deci, discuția este mai degrabă legată de felul în care, la 23 august 44, se întâmplă un act de politică, un act de decizie politico-militară, care s-a luat prost. În sensul că, odată cu arestarea lui Antonescu, atât regele cât și nou guvern condus de Sănătescu, nota bene, un alt militar, că Sănătescu era fostul șef al casei regale a lui Mihai. Și amândoi, deci pe monarhul... De precizat că Antonescu a avut încredere până în ultimul moment în generalul Sănătescu. Dar nu doar în el, doar îi spunea lui Hitler, pot să-mi pun capul liniștit între picioarele generalilor mei. E, bun, și l-a pus până la 23 august 44. Dar, bună ironie, dar atât, monarhul capul oștirii, șeful statului și după natural lui Antonescu și guvernul le spun militarilor care se află pe frontul din Moldova, nota bene, ei aflați împreună cu militarii germani pe frontul din Moldova și le spun s-a încheiat armistițiu.
Și, deci, de mâine, adică de astăzi chiar, nu, 23 august 44, militarii germani, care până atunci erau camarazii voștri, devin inamici, și militarii sovietici, care erau inamici, acum devin prieteni. Cum? Pentru că în momentul în care se întâmplă, deci trupele române se găsesc în situația absolut imposibilă de a avea dintr-o dată nu doar un singur inamic, ci doi. Foștii camarazi și vechii inamici, care rămân inamici, pentru că reamintesc decizia lui Stalin din 24 august de a păstra direcția de acțiune ofensivă cu arestarea tuturor celor care sunt pe front. Să păstrăm și noi focalizarea telespectatorilor pe imagine pe care le prezentăm doar ca repere imagologice ale unui moment pe care acum dorim să-l înțelegem în baza datelor, faptelor, interpretărilor din 2018. Avem aici semnalarea faptului că regele Mihai I al României a rostit un mesaj la postul de radio mai spre seară, în care a început cu celebrele vorbe: române în ceasul cel mai greu al existenței noastre. Da, numai că exact ceea ce spuneam, atât proclamația lui Mihai, cât și a regelui, vorbesc despre încheierea unui armistițiu care nu exista. Asta face ca pe frontul din Moldova numai puțin de 150.000 de militari români, potrivit cifrelor furnizate de Comisia Română pentru aplicarea armistițiului după aceea, deci, au fost arestați. Și au luat calea gulagului sovietic. Unii nu s-au întors niciodată, alții s-au întors târziu în anii 50, cu traume considerabile. Fac aici o paranteză, e interesantă relatarea uneia dintre cei care au fost capturați atunci pe front în august 44 și a stat în gulagul sovietic prin anii 50 și care la un dat spunea, când moare Stalin în 53, zice: am fost atât de bucuroși, dar nu ne putea împiedica nimeni să strigăm de bucurie că a murit Stalin. Și întotdeauna m-am gândit, oamenii ăștia închiși în gulag erau mai liberi decât aia de afară, știți? Pe de o parte. Pe de altă parte, când se întoarce în țară în 54, trece pe la Jilava, este luat în evidență, se duce, își vede familia și zice: am plecat dintr-o închisoare și am ajuns în alta. Adică deja România aceea din 54 arăta ca o închisoare pentru el. Închid paranteza. Deci 150.000 de militari sunt arestați pe navele din Constanța. De pildă, amiralul sovietic Gorșkov intră ca prieten, nu? Căci le spusese monarhul militarilor: s-a încheiat armistițiu, suntem prieteni cu sovieticii. E primit Gorșkov pe nave și imediat ce sovieticii ajung pe aceste nave, arestează echipajele și practic toată flota maritimă și fluvială este arestată în 23-24 august 44. Prin acest precizare Vitișuc, bună, emisiunea noastră difuzându-se duminica, în condițiile în care în această săptămână, pe 15 august, a fost ziua exact, marinei, ziua marinei. Și tipul ăsta, vedeți, consecința majoră, dacă vreți, într-un fel a actului de la 23 august 44 s-a repercutat asupra armatei. Pentru că, până la urmă, armata aceasta pe front, care încerca să țină linia frontului atât cât a putut, pe de altă parte este silită prin aceste decizii irresponsabile ale monarhului și a anturajului său de a lua calea gulagului. 150.000 de oameni nu este puțin. Pe de altă parte, trebuie să vă spun dacă decizia a fost irresponsabilă, care ar fi fost alternativă? E o discuție întreagă cu privire la o posibilă alternativă sau mai multe alternative, dacă ar fi fost un asemenea tip de dialog. Eu consider că o eventuală rezistență pe Focșană, Moloasa, Galați, pe această linie, care ar fi putut să ducă la aproximativ încă o lună de rezistență, poate două, poate trei, nu o să știm niciodată cât ar fi rezistat această linie întărită, să fim cinstiți. Linia Focșană, Moloasa, Galați nu era linia Maginot, adică nu arăta la fel, deci nu este chiar... Da, probabil că o lună, două ar fi putut, o lună, să spunem, ar fi rezistat. La adăpostul acestei rezistențe, probabil că acest armistițiu, care este încheiat în condiții foarte dificile, de-abia în noaptea de 13 septembrie 44, să revenim la s-ar fi încheiat și acest sacrificiu al militarului român pe frontul din Moldova n-ar fi existat. Adică eu tocmai asta spun, că era foarte probabil ca o cooperare corectă între mareșalul Antonescu și regele Mihai și anturajul regelui Mihai ar fi putut evita această nenorocire adusă armatei române, care încă o dată i-a purtat și întregul efort al războiului. Adică nu cred că avea nevoie încă o dată de această jertfă. Pe de altă parte, vreau să vă spun că în 23 august 44, care
Eu vreau să fiu obiectiv. Sunt foarte mulți cei care consideră că prin decizia sa monarhul a trădat pe cel care a condus până atunci țara timp de 4 ani de zile. Există foarte multe documente care arată că totuși Mareșalul Antonescu, dincolo de limitele, de defectele lui, totuși a avut un obiectiv care nu poate să îl nege nimeni. Dorința de a salva ce se putea, ce se mai putea salva din România. Și asta este o altă problemă. La 20 august 44, în afara frontului, se află aproximativ 400 de mii de militari nefolosiți. Adică armata română se bate pe frontul din Moldova și încearcă să reziste la acest avans teribil al armatei sovietice și în spatele frontului se află 400 de mii de militari cu știrea mareșalului Ion Antonescu. În primul rând datorită deciziei lui, fără îndoială. Aici nu regele avea vreo responsabilitate. Antonescu avea această responsabilitate. Dar vă întreb, cum e posibil să ai inamicul sovietic cu care te-ai bătut din 41 până în 44 la tine în casă până spre Focșani și tu să ai în spatele frontului neîntrebuințați 400 de mii de militari? Eu aș pune altfel problema, partea elaltă a monedei. A fost o măsură pe care Antonescu a considerat-o ca o variantă de rezervă pentru că nu știa ce evenimente vor surprinde România. Discuția era legată de faptul că atunci când va fi momentul, va trebui să avem această forță militară pentru a putea recăpăta Transilvania. Cam asta era gândirea și a lui Andrescu și a lui Iacobici și altora. Gândirea, da, dar în documentele oficiale nu se menționa așa ceva. Nu, dar se menționa necesitatea și Hitler știa că sunt efective importantele armatei române care nu sunt trimise pe front. Exact. Ce se întâmplă cu efectivele astea după 20 august 44, care ar fi fost menite să asigure și o protecție internă a acelui guvern într-un teritoriu pe care, potrivit iluziilor clasei politice de la București, rușii l-ar fi acceptat? Vă și imaginați pe Stalin acceptând armistițiul în care spune, da, dăm guvernului român un teritoriu pe care să-l administreze de capul lui. Puțin probabil. Dar să zicem că ar fi acceptat. Deci acolo ar fi fost o forță militară care să asigure funcționarea acestui guvern într-un fel de bulă în mijlocul unui război. Iar pe de altă parte, probabil o parte din efective, nu, ar fi fost folosite pentru eliberarea Transilvaniei de Nord. Ce se întâmplă cu aceste efective? De îndată ce sovieticii pun mâna pe România după 31 august 44, deci nu ca urmare a faptului că au eliberat-o ei, ci pentru că românii fac actul de la 20 august 44 și reușesc să asigure acoperirea strategică a Carpaților, adică altfel spus, armata asta sovietică a trecut la ofensivă peste Carpați fără să lupte o clipă pentru vreuna dintre trecători. Tot în ideea dumneavoastră, avem acum pe ecran imaginea generalului Gheorghe Mihail, cel care a fost numit să conducă armata română și care a dat o directivă în care spunea ce misiuni au acum unitățile militare în raport cu fostul aliat, noul inamic, e vorba de trupele germane, fostul inamic, noul aliat, e vorba de trupele sovietice. Un document care teoretic poate fi redactat ușor, dar care în teren a semănat moarte, a semănat luarea a zeci de mii de militari români drept prizonieri. Sigur că el rămâne în istoria armatei noastre ca un om care și-a asumat cârmele oștirii într-un moment dificil, dar, din păcate, efectele au fost dezastruoase pentru zeci de mii de cetățeni români care au purtat uniforma militară, au fost luați și trimiși în lagărele sovietice. Da, e important ce spuneți. În fond, directiva operativă a lui Gheorghe Mihail din august 44 nu face decât să preia elementele din proclamație și din declarația guvernului, adică și directiva operativă, într-un fel, îi minte pe militari că s-a încheiat un armistițiu, ceea ce este foarte grav, după părerea mea. Trebuie spus, de asemenea, că el este cel care s-a opus. Mihail a fost militarul care i-a spus, ca și alți militari în ziua de astăzi, am înțeles să trăiți ordonați, execut. Da, mie mi-e foarte greu să înțeleg lucrul ăsta la nivelul acesta. Adică atunci când ești în zona aceasta, șef stat major, șef guvern, șef de stat... Să nu uităm că la momentul respectiv nu oricine intra la rege și nu oricine avea curajul să pună întrebări monarhului. Da, bun. Eu cred că rămân la convingerea mea că el a săvârșit o gravă eroare, mințindu-și camarazi într-un fel sau altul. Mai degrabă involuntară.
Când spui semnotrapă un document, nu prea e involuntar, dar, în fine, totuși, spre meritul lui, să spun lucrul ăsta, că el este cel care s-a opus eforturilor sovieticilor de a reduce armata din interior, adică exact acele efective pe care Antonescu și staful militar le ținuseră deoparte, din ce spuneam în august 44, în momentul în care vede că este aproape imposibil, deși și-a dat demisia de mai multe ori, dar regele nu i-a acceptat-o. La un moment dat, totuși, este acceptată demisia și acest protocol de desființare a armatei române din interior este semnat de Rădescu. Nicolae Rădescu și el, la rândul lui, precizând într-un fel de codicil de adăugare, că semnează acest protocol ca fiind unei impus. Adică spune foarte clar care sunt termenii în care s-a acceptat prin semnătura lui desființarea armatei române din interior, chiar în 26 octombrie 44. Adică exact când noi vorbim, nu, 25 octombrie 44, eliberarea ultimei braze de pământ, sovieticii reiau în Transilvania administrație militară sovietică, deci românii nu sunt capabili, nu că nu sunt capabili, românilor le este interzis să reia administrația în Transilvania de Nord, e o administrație militară și tot atunci, la 26 octombrie 44, adică a doua zi, prin acest protocol, armata română din interior este desființată. Și, evident, efectivele sunt folosite potrivit deciziilor Convenției de Armistițiu. La acel moment, trupele hortiste încă luptau, iar Stalin avea nevoie de o monedă de schimb. Era o modalitate de a-i determina pe militarii români, trimiși de clasa politică aceea care era, de monarh, de cel care conducea armata, să continue bătălia și pe teritoriul Ungariei și pe teritoriul Ceoslovaciei. Da, temerea sovieticilor a fost tot timpul că existența unei armate în interior neutilizată pe front într-un număr foarte mare ar putea să reprezinte un mijloc militar la îndemâna unui decident politic, în cazul ăsta regele Mihai, prin care în spatele frontului să se producă un soi de contrarevoluție, să spunem. Adică un fel de 23 august de Andoasele. Sau să aibă pregătit un punct atunci, de fier care nu se știe în ce direcție. Exact, și atunci scopul a fost să elimine această amenințare militară din spatele frontului și să alimenteze permanent linia frontului potrivit Convenției de Armistițiu cu permanent 12 divizii. Armata română a avut permanent peste cerința Convenției de Armistițiu, dar temerea cea mai mare, repet, a sovieticilor era ca la îndemâna regelui Mihai și autorităților românești de la București să nu fie o forță militară și capabilă să intervină. Și mai era ceva, trebuie să spunem telespectatorilor, era faptul că oamenii aceștia au trăit în monarhie. Da, fără îndoială. Și apropo de monarhie, iată o imagine, avem aici un element în care regele Mihai ciocnește cu un distins prelat militar, prelat cu ghilimele de rigoare, sovietic, în condițiile în care deja până la finalul lunii august armata română, care se subordona guvernului de la București, a reușit să ia peste 56.000 de prizonieri germani, cu mulți generali, mulți ofițeri, mulți subofițeri. Regele, ca să fim extrem de obiectivi, prin participarea la asemenea evenimente, a încercat o relație diplomatică, o relație civilizată cu reprezentanții puterii ocupante. Reprezentanții puterii ocupante erau generali cu mandate clare de la Moscova, cu ordine primite de la Stalin. Aici nu este ceva de incriminat, era o modalitate, o încercare de a salva ce se putea salva din ceea ce fusese cândva România interbelică. Mă înșel? Nu. Și poza este foarte reprezentativă pentru un mod de gândire pe care îl vedem și astăzi. Partizanii Republicii și adversarii monarhiei folosesc de multe ori aceste fotografii, inclusiv acelea în care regele este decorat de Stalin și primește tot soiul de cadouri, mașini, avioane din partea dictatorului sovietic, dar un lucru foarte important pe care noi trebuie să-l gândim în contextul epocii. Noi judecăm fotografia asta știind toată istoria post-belică, dar mai ales regimul comunist și tot ce înseamnă regimul comunist. La momentul 31 august 44, nu doar că trupele sovietice intră în capitală, există un film foarte bun care arată entuziasmul cetățenilor Bucureștiului. Da, dar capitala României era eliberată. Era deja eliberată, dar și era eliberată de militarii români. Fără îndoială, dar
ceea ce sovieticii și rușii mai târziu uită să spună, dar populația bucureștilor îi primește pe primii sovietici, militari sovietici care intră, cu foarte mult entuziasm. Și aici este exact sensul acestei fotografii. Nu uitați că atunci când regele se întâlnește cu Malinovski și ceilalți din staful militar sovietic, liderii fronturilor 2 și 3 ucrainene, el este în postura de a se întâlni cu aliații. Aliații Statelor Unite și Marii Britanii în lupta împotriva Germaniei naziste. Adică, practic, Stalin se reinventează pe parcursul războiului, cum avea să se reinventeze și după al doilea război mondial, pentru că noi avem de-a face cu un totalitarism de dreapta, cel nazist, care este înfrânt de totalitarismul de stânga, cel comunist, dar care este victorios. Cu titlul Stalin reinventat. Exact asta s-a întâmplat. Da. Stalin este relegitimat în statura lui dictatorială de exact această alianță cu Marea Britanie și Statele Unite pe parcursul războiului. Adică, dintr-o dată, acel dictator ticălos care se înțelesese cu Hitler, autorul Marii Terori, nu? Este privit inclusiv în, sau mai ales în Uniunea Sovietică, drept un lider genial, un militar desăvârșit, generalisimul Stalin, nu? Păi și în care... 2018 avem dictatori care au fost reevaluați și sunt corect, priviți dar, dar așa trebuie privită fotografia asta, adică regele Mihai nu are aici statura acelui monarh care în 48 este alungat, în 47 să mai vedem este alungat de pe tron. Odată, dintr-un singur punct de vedere, în imagine se află în stânga și mama regelui Mihai. Da, ea s-a când l-am vizitat pe majestatea sa regele Mihai I la Palatul Elisabeta, împreună cu alți doi colegi de la Asociația Marshall, unul a ajuns parlamentar la Bruxelles, celălalt conduce oficiul contra discriminării naționale, dacă m-am exprimat în termenii mei vis-a-vis de structura respectivă în statul român. Ei bine, în spatele regelui Mihai era acolo, cum au spus, tabloul mamei. A ținut foarte mult la mama sa. A fost un simbol al echilibrului, al bunului simț, al tactului. Era un moment în care regele încă nu ajunsese în Anglia să o cunoască pe viitoarea sa soție și era un element de echilibru și de continuitate monarhică. Da, mai ales că a avut o istorie destul de accidentată în raport cu tatălui, cu Carol al II-lea, și s-a văzut într-un fel atitudinea lui Mihai atât la moartea lui Carol al II-lea în Portugalia, dar și când a fost adus aici în țară sicriul cu rămășițele pământești ale lui Carol al II-lea, Mihai a refuzat să participe, deci simbolul important al familiei sale a rămas întotdeauna regina mamă Elena. Avem o altă imagine, o imagine interesantă, este momentul semnării de către reprezentanții României ai armistițiului la Moscova. Era un alt tip de armistițiu decât cel pe care l-a dorit Antonescu și din această perspectivă vreau să vă întreb, cei care au participat acolo, inclusiv Lucrețiu Pătrășcanu, erau puși în situația umilitoare de a semna un text la care n-au avut nicio contribuție? Da, fără îndoială, n-a fost de fapt o negociere, ci a fost un text care li s-a pus în față. E foarte probabil ca prezența lui Pătrășcanu pentru mulți să fi fost o garanție a unei înțelegeri mai favorabile. Nu a fost să fie și sunt foarte multe mărturii cu privire la felul în care sovieticii au decis. Acum să ne imaginăm un pic din nou contextul. România este ocupată de trupele sovietice. Armata Roșie făcuse la momentul 12 septembrie 44 un salt de aproape 600 de kilometri pe frontul balcanic. Spune celebrul istoric militar Liederhardt, nici când nu s-a văzut un asemenea avans al unei armate într-un război modern, cum s-a întâmplat la 20 august 44, pentru că, practic, actul de la 20 august 44 deschide porțile Balcanilor. Cunoaștem că a fost o carte care semna la că s-a scurtat războiul cu 6 luni de zile. Nu era, chiar dacă mulți au socotit o carte de propagandă, dar nu era lipsit de sens, mai ales că, repet, sunt foarte multe mărturii occidentale și mulți istorici de foarte bună calitate care dezvoltă subiectul acesta și spun, în primul rând, un mare istoric al celui de-al doilea război mondial, John Erickson, care și el spune că această deschidere a frontului a fost extraordinară și semnificativă pentru încheierea mai rapidă a conflictului.
Și în același timp de ea se leagă atitudinea lui Churchill cu privire la acordul de procentaj, fiindcă în ultimă instanță, atunci când românii prin actul de la 20 august 44, fiindcă vedeți, nu e vorba doar de o chestiune internă, apropo de arestarea armatei pe frontul din Moldova și așa mai departe, e și o chestiune cu implicații internaționale. Atunci când Churchill vede că noi tot timpul spunem perfidul Albion și ticălosul de Churchill, dar să ne punem în postura unui lider responsabil, cum a fost Churchill, este responsabil de felul în care sunt prezervate interesele Imperiului Britanic și când vede că la 20 august 44 românii deschid poarta Balcanilor cu asemenea larghețe trupelor sovietice, în acel moment se urcă în avion și încearcă să aibă înțelegere cu Stalin. Așa apare acordul de procentaj, pentru că avansul acesta al armatei sovietice amenință interesele Imperiului Britanic prin coborârea armatei sovietice spre Grecia și Creta. Lecție de învățat. Lecție de, lecție învățat. De învățat. Nu, exact. Lecție de învățat din ce a spus dumneavoastră. Mi-a plăcut când a spus că multe chestiuni interne țin și de interesele externe, exact, care țin de o țară, exact, sau alta. Deciziile pe care le iei în interior, mai ales când faci parte dintr-o alianță, mai ales atunci, deciziile din interior pot influența deciziile externe și atunci evident că trebuie să fii foarte atent și lecția aceasta noi trebuie să o învățăm. Putem să-i spunem lui Churchill cum vrem noi, putem să-i spunem perfidul Albion cum vrem noi, dar repet, acolo, la Londra, avem un leader responsabil care acționează în funcție de ceea ce se întâmplă aici. O fi fost hârtiuța aia, șervețelul aticălos, cum spune celebrul istoric André Fontaine, un specialist în războiul rece, ca o negociere între doi negustori de covoare. Negustorii de covoare, știți, sunt puși într-o situație de felul în care românii fac actul de la 23 august 44 aici. Excelentă afirmație. Și atunci, într-un fel corolar, apropo de interesele sovietice în acest spațiu... Parafrazându-vă, dar cu titlu personal, în 2018, în funcție de ce fac românii în țara lor și aliații noștri și inamicii noștri, sunt puși să reevalueze lucrurile. Eu sper că nu are nimeni nicio îndoială în privința asta. Sper. Și iată, apropo de istorie, nu s-o repeta ea vreți întocmai... să vă dau o listă de naivi care cred că dacă își pun niște steaguri în dreapta sau în stânga lor, sunt bătuți pe veci în niște alianțe? Da, nu vă dau. Eu sper să nu fie... Sigur, afirmația mea de cu de simplu cetățean, da, e doar o sper opinie. Sper să nu fie atât de naivi. Eu trag nădejde că totuși poate nu fi având atâta cunoaștere istorică, dar în orice caz sper să fie măcar lucizi și să înțeleagă aceste interdependențe, pentru că nu poți să fii într-o coaliție și să gândești independent că ești doar tu cu țărișoara ta, în sensul ăsta spun. Mă întorc, corolarul pentru noi și care se regăsește în Convenția de Armistițiu de care amintim este felul în care acolo apare formularea privind apartenența Transilvaniei. Apropo, iată o publicație care vine tocmai pe ideea dumneavoastră, România Liberă, anunțând eliberarea teritoriului României, cu mulțumirile aduse dictatorului Stalin, cu datarea clară 25 octombrie, România eliberată, dar cu masive trupe sovietice pe teritoriul ei, cu o Transilvania care apoi este preluată în administrație militară pe o perioadă la momentul acela nedeterminată, cu un rege tânăr care vede fugindu-i de sub pământ piciorul regalității, pentru că era clar că se instituie formule noi de conducere țărilor care intră în lagărul socialist sovietic, cu premieri care nu mai aveau relevanță la București și cu o armată în care, să nu uităm, armata ducea greu și în luptele din Transilvania, urma să lupte pe teritoriul Ungariei, Slovaciei, dar această armată, mă refer la ofițeri, avea o educație regală și nu puțin sunt cei care regretau perioada lui Antonescu pentru că reproșeau ceea ce se întâmpla acum, cu ceea ce pierdea România acum. Da, și e important de spus, apropo de această eliberare, a spus foarte bine, pe o perioadă nedeterminată se instala administrația militară sovietică în Transilvania.
pentru că formula din Convenția de Armistițiu era că Transilvania sau cea mai mare parte a ei va reveni României. Stalin a înțeles să joace aici, față de Ungaria și România, această posibilitate de a împărți Transilvania între cele două state. Nu mai puțin adevărat că din planurile de care spuneam apropo de Comisia Litvinov și aminteam în prima parte a emisiunii de asta, se punea și problema unei Transilvanii independente, care să nu aparțină nici Ungariei și nici României, în funcție de interesele postbelice. Va semnala ca simplu jurnalist că și în 2018 există forțe exterioare interesate în promovarea conceptului desprinderii Transilvaniei de România într-un stat care să nu fie dependent de Ungaria, pentru că Ungaria are undeva la 8 milioane și ceva de locuitori acum, pentru că are mulți plecați în Europa, dar Transilvania ar avea 9 milioane de locuitori și o unire ar duce la dominanța românilor. Această teorie pur și simplu condamnabilă nu este una care ține de trecut, este una care agită minți cu funcții importante, nu numai la Budapesta. Tocmai, și iată încă o lecție pentru astăzi. Cine ar putea fi foarte interesat, altele decât Ungaria și România, să joace problema Transilvaniei, inclusiv în propunerea unei independențe a Transilvaniei, știind termenii în Comisia Litvinov atunci când se regândea așezarea postbelică Explicați-mi și mie un lucru, că poate sunt eu așa mai boem. De ce în ziua de astăzi, 2018, eu pun problema de principiu? Lumea crede că totul se hotărăște între români și că nu contează ce vor alte țări. De unde această prejudecată? Bun, acum, din punctul acesta de vedere, eu tot timpul am spus că există, fără îndoială, niște interdependențe, dar soarta noastră ne-o facem prin noi înșine. Sigur că trebuie să te gândești la ceea ce spuneam mai devreme, apartenența la alianțe, nu ești singur aici, dar foarte multe din lucrurile pe care noi le decidem aici sunt cele pe care trebuie să ni le asumăm și să le putem împlini. Nu cred neapărat că un interes străin poate să fie câștigător. Sigur, interes străin opus interesului național ar putea să fie câștigător fără ca noi înșine să nu putem face nimic. Nu știu dacă am fost suficient de limpede, dar eu spun că orice interes străin poate fi anulat de felul în care ne gândim noi înșine perspectivele, știți, tac acțiunile. Și, tac și vă ascult, dar vă duceți aminte, stimați telespectatori, că am început partea a doua a emisiunii cu desenul care simboliza evadarea din lagăr de la Târgu Jiu lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Gheorghe Gheorghiu Dej a fost un conducător comunist și se pot reproșa foarte multe lucruri pentru care ar fi trebuit să răspundă inclusiv penal, dar are un merit. A reușit să-l aducă pe Hrușcev la vânătoare și să scoată trupele sovietice din țară. Nimeni nu-i poate lega acest lucru. Aici, cum știți, primul care a lansat această, o povestește însuși Hrușcev în memoriile sale, primul care i-a lansat această ipoteză a retragerii trupelor sovietice a fost Emil Bodnaraș. Și Gheorghiu Dej a fost suficient de abil încât să-l placeze pe Emil Bodnaraș în prim plan, pentru că, pe de-o parte, se știau legăturile lui cu Moscova. Nu uitați că în timpul anii interbelici evadase din dezertase pur și simplu din armata română și evadase în celebra Uniune Sovietică, de unde s-a întors ca agent NKVD. Prin urmare, era foarte probabil ca Gheorghiu Dej să creadă că folosirea lui Bodnaraș ar putea să fie utilă și, dacă nu avea succes, o modalitate de a se dispensa de el. Adică, pentru că Hrușcev povestește în memorii că l-au apucat furiile când Bodnaraș i-a propus acest lucru. Și sigur că apoi treptat lucrurile au evoluat. Nu uitați că România în 58 nu este chiar în prim planul țărilor care sunt în contact direct cu Occidentul. Rusia lui Hrușcev în 58 este preocupată de reducerea cheltuielilor militare pentru a putea face față unei dezvoltări interne. Deci
retragerea prosovietice ar fi adus niște beneficii și Rusiei, iar regimul de la București era suficient de bine consolidat încât să nu își pună problema prezenței acestor trupe. Vreau să ne uităm la imaginea din față, mai avem 3 minute, domnule colonel dr. Florin Șpelea. Astăzi România împărtășește valorile aliaților în cadrul NATO. În 1944, în ianuarie, România era aliată a Germaniei. La 23 august 1944, România schimbă tabăra și devine aliată Uniunii Sovietice, implicită a Statelor Unite ale Americii și ale Marii Britanii. Acum, în 2018, România este doar aliată a Statelor Unite și Marii Britanii și cu celelalte țări membre NATO. Cum simțiți România anului 2018? Cât de puternică, cât de demnă și în ce măsură armata României poate să îndeplinească misiunea defensivă? E bună comparația, aș extinde-o chiar până spre primul război mondial. Arată întregul secol al XX-lea că nu au fost niciodată, mai ales în confruntările majore, singuri. Deci suntem partea unor alianțe, a unor coaliții, așa suntem și astăzi. Eu nu cred că cineva poate să privească cu optimism spre Est, socotind că felul în care arată regimul Putin este dezirabil nou astăzi. Totuși, România este o țară care se adapă de la valorile occidentale și s-a văzut această trecere, mai ales în secolul al XIX-lea, când România este reatașată valorilor occidentale. Prin urmare, cred că locul României astăzi în Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană este unul firesc și cred că armata română este capabilă să-și îndeplinească misiunea defensivă în interiorul Alianței Nord-Atlantice și să fie un partener al securității regionale. Și nu spun întâmplător regionale, pentru că eu nu cred că totuși trebuie să așteptăm întotdeauna ca doar Alianța să ne asigură această securitate. E important și ca țările din flanc să coopereze în acest sens și să poată construi aici o linie defensivă care este, iată, cea mai importantă, cred, în acest spațiu tulbure estic. Dacă ar fi să apară o carte, lecții de învățat din România anului 1944, în prefața pe care poate ați accepta să o scrieți, măcar 2-3 lecții de învățat pe care le semnalați acum telespectatorilor la finalul emisiunii noastre. Prima ar fi că este important ca factorii de decizie politico-militară să coopereze în beneficiul interesului național, clar. A doua lecție importantă este că ne-am aflat tot timpul într-o coaliție și că orice decizii luăm trebuie să le gândim împreună cu aliații noștri. Și, în fine, al treilea lucru, cred că totuși o chestiune care ține de, sigur, de educație, de școală, de multe alte chestiuni pe care le-am mai discutat aici, ar trebui cumva regândite, revizuite în ideea de a dezvolta, dacă vreți, măcar pentru viitor, dacă nu azi, nu mâine, pentru un viitor cât mai apropiat, un cetățean capabil să gândească, capabil să acționeze cu adevărat ca un cetățean responsabil. Vă mulțumesc frumos, domnule cetățean, capabil să gândiți și să vă exprimați opiniile cu temeritate. Am fost onorat să vă ascult. Mulțumindu-i domnului colonel dr. Florin Șperlea, redactor șef al Săptămânalului Armatei, Observatorul Militar. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră, stimați telespectatori, care, dacă ați urmărit această emisiune, înseamnă că ați fost sensibil pentru ceea ce ne frământă și astăzi, în 2018, să avem o țară liberă în care să fim egal cu toții și fraternitatea să fie cea care marchează anul centenarului reîntregirii naționale, deocamdată în granițele actuale. Bună seara!